Bun găsit tuturor la o nouă ediție a Dezbaterilor Historia. Historia, revista, a apărut, vă și arăt acum, o găsiți peste tot. Este un număr dedicat lui Vasile Alexandri și veți vedea de ce. Nu numai că sunt 200 de ani de la nașterea poetului, dar mai ales pentru rolul său extraordinar în istoria României. Îl cunoaștem cu toții din școala generală ca autor, ca poet. A fost un mare diplomat și a jucat un rol extraordinar în istoria României, atât la unire, cât și la ceea ce a însemnat după aceea bătălia diplomatică din capitalele europene pentru recunoașterea unirii și pentru impunerea intereselor noului stat România a apărut pe hartă. Un extraordinar exemplu ce înseamnă un mare diplomat. A fost la un moment dat în cărți chiar să devină domnitor al Moldovei, înainte să se ajungă la soluția Alexandru Ioan Cuza. Citiți istoria pentru că este poveste extraordinară ce înseamnă un diplomat, cum poate să rezolve situații aparent de nerezolvat. Și pentru că vorbim despre situații complicate și cu multe, multe implicații la nivel geopolitic, de curând președintele Rusiei a publicat un material în care își exprimă viziunea despre modul în care evoluează lumea, despre ceea ce se întâmplă cu Ucraina, despre istorie și despre ceea ce în viziunea sa ar trebui să se întâmple în viitor. În acest material în care spune practic că ucrainenii și rușii sunt un singur popor, face și o trimitere către România, spunând că Bucovina de Nord și Basarabia au fost ocupate de România în 1918. Până acum nimic foarte nou, pentru că președintele Rusiei a spus-o foarte clar că cea mai mare catastrofă pentru Rusia a fost dezmembrarea URSS acum 30 de ani, evident pe cale de o consecință, refacerea acestei catastrofe în sensul reconstruirii ar fi probabil o soluție. Dar de ce face președintele Putin asemenea afirmații tocmai acum într-un amplu articol, cum spuneam, cu referințe istorice pe care le tratează pe larg? Ce urmărește? Face multe referiri la frontierele Ucrainei, la zonele disputate, la Donbas. De asemenea, de ce președintele lansează aceste idei și ce urmează să se întâmplă în urma acestui demers al său prin care își exprimă ideile. Alături de mine Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu, mulțumesc pentru prezență. Pe Zoom, Claudiu Degeratu, analist de politică internațională, expert în politici de securitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Degeratu, pentru prezență. Prima întrebare, de ce a simțit președintele Rusiei, de ce a publicat acum acest material care înglobează, să spun, foarte multe dintre tezele cu care neobișnuise până acum președintele Rusiei, dar iată că le conturează într-o concepție, să spunem, istorico-ideologică. Pentru că ați început discuția cu prezentarea lui Vasile Alexandri și a rolului diplomației de-a lungul zecilor, poate chiar sutelor de ani, în ceea ce privește promovarea intereselor României, pot să vă spun că în legătură cu promovarea intereselor Federației Ruse în relațiile diplomatice, acest tip de interpretare istorică este o linie de mandat obligatorie pentru toți cei care discută în numele Federației Ruse. Deci istoria este folosită extrem de mult în ceea ce înseamnă discuțiile diplomatice ale prezentului. Ca argument de neîncredere în ceea ce privește anumite proiecte eventual lansate de partea română, ca un tip de datorie pe care partea română și România în general ar avea o față de tot ceea ce înseamnă moștenirea din spațiul sovietic, rus-sovietic și rus din nou. În al doilea rând, în acest moment, președintele Putin a anunțat faptul că Federația Rusă va reacționa chiar disproporționat în condițiile în care se vor încălca niște linii roșii. Evident că pentru această delimitare este nevoie și de argumente istorice, deci un fel de legitimare
privind atitudinea Moscovei și clarificarea de ce aceste linii roșii, care în orice variantă cuprind Ucraina, sunt în acest moment apărate chiar cu mijloace militare. Și în al treilea rând, este nevoie și de un anumit tip de justificare, legitimare din partea Federației Ruse în relațiile cu ceilalți parteneri. Pentru că Moscova dorește să fie considerată, cel puțin din punct de vedere al politicilor de securitate, o putere globală. Dar, evident, competențele regionale sunt în primă instanță cele mai importante. Și nu e așa? Ce alt argument mai puternic poți să ai decât faptul că istoria, pe interpretarea Moscovei, servește unor astfel de deziderate? Deci, din această perspectivă, pot un singur lucru să mai adaug. Am mai spus-o public, dar fiind participant direct la la un proces de negociere, cred că merită subliniat, pentru că tratatul semnat între România și Federația Rusă la 4 iulie 2003, dacă ar fi bine lecturat și la București și la Moscova, poate ar oferi niște elemente de clarificare atunci când există preocupări, inclusiv de securitate, cum Moscova le exprimă, mai ales în ce privește scutul antirachetă. În acel tratat, în acordul conex, apostilat de miniștrii de externe de la acea dată și semnat prin tratatul mare de președinți, inclusiv, evident, domnul președinte Putin, se condamnă pactul Ribbentrop-Molotov. Deci, din această perspectivă, în acest moment, dacă ar fi să privim, repet, din unghiul unui instrument juridic cu forță obligatorie, pentru că acest tratat a fost ratificat în Duma de Stat și în Parlamentul României și după aceea prelungită perioada sa de valabilitate, avem un anume tip de înțelegere din partea aceluiași titular al funcției supreme în stat din Federația Rusă. Și cred că gândirea istorică din acel moment, din 2003, era aceeași. Deci, din acest punct de vedere, percepția politică însă acum pare fi diferită, cred, pe argumentele pe care le-am menționat. Da, este cu tot o altă abordare, pentru că la început, în anii 90, într-adevăr, chiar Rusia a condamnat pactul Ribbentrop, după care au reinterpretat toată această acțiune, considerând că a fost o acțiune justificată din partea lui Stalin, da. Tot în acest sens. Domnule Degeratu, ce spune, de fapt, în subtext președintele Rusiei, făcând toată această construcție, pornind de la începuturile, să spunem, statalității cnezatelor rusești și ajungând, iată, la Ucraina de astăzi? Da, m-am uitat și pe comentariile, să zicem, la nivel internațional. Sunt cam două curente de interpretare ale subtextului. Unul legat de liniile de continuitate din, să zicem, din discursul oficial al lui Vladimir Putin vis-a-vis de situația din Ucraina, și cealaltă interpretare destul de frecvent folosită, aceea că semnalizează, de fapt, o nouă intenție a Federației Ruse de a mai face un pas în acest diferent cu Ucraina. După părerea mea, sunt două elemente de conjunctură importante pe care vreau să le precizez. Din perioada aceasta, 11 iulie, 16 iulie, este o perioadă de diplomație de foc și pentru Federația Rusă, dar și pentru europeni, pentru ucrainieni. Ea a început chiar în ziua în care a fost publicată scrisoarea cu reînnoirea sancțiunilor împotriva Federației Ruse de către Consiliul European. De asemenea, avem discuțiile Lavrov cu Kerry, cu ambasadorul special american pentru probleme climatice, tot în ziua de 12 iulie la Moscova. Pe 15 iulie avem conferința comună germano-americană cu cancelarul Merkel discutând problema Nord Stream. Și bineînțeles, tot pe 15 iulie avem și dezvăluirile din The Guardian,
despre ordinul pe care Vladimir Putin dă pentru implicarea în sprijinul acordat lui Donald Trump pentru alegeri. Deci a fost o săptămână specială în care probabil că au fost elemente de planificare din partea lui Vladimir Putin, adică a pregătit scrisoarea din timp, dar probabil că putea să o publice și mai devreme de 12 iulie, dar a preferat acest moment care este important. Mai există un element de conjunctură care are legătură cu, probabil, după părerea mea, intrarea de către Federația Rusă într-o nouă etapă de gestionare a diferendului cu Ucraina și el este mai mult de natură economică. Eu am văzut și interpretările unor comentatori români care se axează mai mult pe aceste elemente legate de relația cu minoritatea rusofonă din Ucraina, cu poziția Rusiei față de atitudinea Ucrainei și așa mai departe. Însă eu aș merge pe o interpretare care are legătură mai mult cu o nouă etapă în care Federația Rusă încearcă să controleze toate intențiile vest-europene și americane de a relansa cumva relația cu Ucraina. Pentru că, vedeți, Ucraina a ieșit foarte șifonată. În ultimele 6 luni, Ucraina a ieșit șifonată din toate formatele și agendele internaționale. Nu avem lărgire, nu avem o apropiere de, să zicem, foarte clară de Statele Unite, nu avem mesaje foarte evidente de sprijin din partea altor organisme. Ucraina este cumva într-un impas. În același timp însă, dacă ne uităm la această negociere pe Nord Stream, vedem că partea americană solicită totuși europenilor o perspectivă economică clară pentru Ucraina. Și deci, cumva, cred că Vladimir Putin a anticipat foarte bine faptul că singura prioritate în relație cu Ucraina, din partea americană și europeană, va fi de a oferi o perspectivă economică după ce Ucraina va fi puternic afectată de acordul germano-american pe Nord Stream 2. Iar Vladimir Putin nu este dispus să accepte încă un plan franco-german de sprijin economic pentru Ucraina, de compensare a unor pierderi legate de tranzitul de gaz și așa mai departe, fără să nu aibă un ceva de spus. Și exact cum spunea și domnul ministru Diaconescu, cumva se reactualizează liniile roșii vis-a-vis de relația cu Ucraina și ele sunt spuse foarte clar. Federația Rusă, din motive sociale, din motive istorice, are toate argumentele să aibă un cuvânt de spus în viitoarea perspectivă economică care va fi ea în relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Acum, de ce totuși se referă foarte mult la Ucraina și spune că Donbasul s-ar putea să nu mai fie ucrainean, se tot referă la frontiere, chiar spune că ar trebui să se revină la frontierele de la înființarea URSS și așa mai departe. De ce face referiri la aceste frontiere? Pentru că spune că orice fel de plan al Ucrainei și orice fel de demers european de a încerca un plan de integrare economică a întregii Ucrainei, plan de ajutor și așa mai departe, se va lovi de o linie roșie legată de teritoriile unde există populație rusofonă. Deci este cumva o sumarizare, un rezumat al liniilor roșii. Sigur, Uniunea Europeană, americanii își vor menține influența în Ucraina, dar Moscova dorește să spună foarte clar, nu trebuie să fie afectate situația statutului special al Donbasului, nu trebuie să fie afectate interesele populației rusofone. Deci cam aceasta ar fi. Pe de o parte, Vladimir Putin este destul de abil în acest element de comunicare strategică să spună că da, înțelegem că până la urmă veți impune un anumit plan economic pentru Ucraina sau o anumită perspectivă, poate nu așa de luminoasă cum era acum 2-3 ani, dar în același timp trebuie să țineți cont și de interesele rusești în anumite regiuni din acest loc. Și oferă probabil chiar o mare negociere, un mare schimb, un mare deal vis-a-vis de statutul special al acestor zone. Probabil că
Până la urmă, maximal ar fi ca Federația Rusă să accepte o prezență economică sau influență mai mare vest-europeană în Ucraina, cu condiția să existe o autonomie evidentă și a Donbasului și a celorlalte. Adică să se schimbe statutul, inclusiv probabil elementele de frontieră, de suveranitate din această zonă. Vedeți că la un moment dat are spre finalul scrisorii chiar spus foarte clar că suveranitatea Ucrainei nu poate fi dezvoltată fără Federația Rusă. Are un pasaj spre, cred că spre ultimele două pagini ale scrisorii. Ei, oricum, cele două zone nu sunt controlate deloc și nici frontierele nu sunt controlate de statul ucrainean. În sensul ce a spus domnul profesor Degenatu, mai există, după părerea mea, un element care întărește cele menționate anterior, și anume faptul că, uitându-ne la partea occidentală care se implică într-un, așa zis, proces de pace sau de înțelegere, e vorba de formatul Normandia, mai ales Franța și Germania, propunerile lor care sunt acum pe masă merg tot în direcția unui anume tip de recunoaștere a unei influențe de facto a Federației Ruse și sunt atât de complicate pentru partea ucraineană, și argumentul este acela că în Parlamentul de la Kiev nu au putut fi discutate. Deci, din această perspectivă, Ucraina în acest moment se află oarecum la mijloc, sigur, în condițiile în care a apărut exprimarea militară a Federației Ruse recent, cu desfășurările formidabile de trupe în jurul Ucrainei, s-a reîncălzit și retorica Kievului privind acceptarea în Alianța Nord-Atlantică. Zelenski, președintele ucrainean, va face o vizită la Washington, probabil și în pregătirea unui anume tip de atitudine a americanilor în legătură cu aceste solicitări ale Ucrainei. Acum Federația Rusă se poziționează. De ce? Pentru că mult mai avansat din punctul de vedere al acceptării Ucrainei într-un format de securitate politico-militar nedefinit deocamdată este într-adevăr Statele Unite. Deci aici europenii au niște rezerve. Dar aș vrea aici să fac o singură subliniere, pentru că de multe ori ar trebui, privind în jur, să învățăm și noi o serie de lecții. Din păcate pentru Ucraina, sprijinul în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică din zona europeană este unul redus și datorită unor aspecte care țin nu numai de cinismul politic, oportunism, mă rog, într-o formă sau alta, real politic, dar și de atitudinea Ucrainei. Am fost președintele Părții Române în Comisia Mixtă pe Minorități între România și Ucraina. Am negociat cu Ucraina frontiera existentă pentru a încheia un tratat, deci cu o forță juridică foarte serioasă. Nivelul de neîncredere în legătură cu România, nu numai în ceea ce privește negocierea directă, și mai ales în relația cu aspectele ce țin de protecția drepturilor minorităților. În aceeași măsură, acest nivel de neîncredere se exprima în legătură cu Ungaria, în legătură cu Slovacia, în legătură cu Polonia. Toate aceste state membre ale NATO și ale Uniunii Europene au avut de-a lungul anilor, indiferent de schimbările politice de la Kiev, un dialog bilateral foarte complicat, pentru că Kievul punea foarte sus această temă, lăsând subiectele de securitate și stabilitate undeva la any other business. Dar era altă situație pentru Ucraina, exact. Atunci. Era acum, împreună cu Rusia. Acum, evident că întreaga tematică basculează și întreaga agenda. Sunt alte priorități. Sunt alte priorități. Numai că acum greu îți găsești partenerii, pentru că nu ai cultivat de-a lungul anilor un anume tip de atitudine. Puteți să vă imaginați, în relația cu România, până la urmă s-a încheiat tratatul privind frontiera existentă, dar a fost nevoie ca Bucureștiul și Kievul să negocieze 5 ani în condițiile în care nimeni nu revendica un metru de frontieră de la un stat la celălalt, deci doar pentru, mă rog, aspecte administrative în ceea ce privește recunoașterea frontierei, aceea care era. Deci din acest punct de vedere este un anume tip de stabilire a priorităților, de multe ori care ține de consum politic intern, dar care nu ține cont de perspective. La un moment dat, Polonia și România erau destul de sus plasate în strategiile de securitate
ale Ucrainei din perspectiva preocupării, din perspectiva unei anumite nervozități a statului ucrainean, nu Federația Rusă. Niciodată Federația Rusă n-a fost în acea situație. Și iată acum faptul că sunt unele state precum Ungaria care generează formal probleme Ucrainei în ceea ce este acceptarea în Alianța Nord-Atlantică. Aici lăsând la o parte, mă rog, chestiunile geostrategice care sunt la rândul lor complicate. Sunt extrem de complicate, pentru că una era situația de dinainte de 2014, da. Nu? Înainte schimbărilor de orientare politică pentru, și geopolitică pentru Ucraina, și altele sunt prioritățile, exact. Acum când problema de securitate e majoră, mai ales după ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei, după anexarea Crimeei, da. Și transformările geopolitice, inclusiv cele din, de securitate din Marea Neagră, cu probleme foarte mari și inclusiv pentru România. De ce în tot acest univers pe care îl exprimă președintele Rusiei totuși face această trimitere? E adevărat, nu se centrează pe aceste probleme, dar nu se abține totuși să nu facă această trimitere legată de ocuparea militară. Citez aici, nu? Ceea ce afirmă Vladimir Putin, în ocuparea militară a Bucovinei de Nord și a Basarabiei în 1918. Acum, domnule Degeratul, ce rost are această... Cu Ucraina am stabilit. Președintele Putin vede Ucraina ca o parte esențială a Rusiei. Și nu acceptă, e linia roșie, nu acceptă niciun fel să nu aibă Ucraina împreună. El spune foarte clar, e o singură națiune și așa mai departe. Este viziunea veche, chiar de dinainte de 1918, legată de modul în care vedea lumea. Dar statul rus. Dar mă refer la această trimitere punctuală, la acest eveniment istoric din pe care noi îl avem atât de important, realizarea Marii Unirii din 1918. Cred că sunt două elemente care explică de ce totuși intrăm și noi în această listă a lui Putin vis-a-vis de problemele Ucrainei. Primul aspect ține de faptul că Putin încearcă să demonstreze că toate granițele, absolut toate segmentele de graniță ale Ucrainei au fost problematice și artificiale. Deci asta ar fi prima teză pe care încearcă și în care ne plasează și pe noi. Adică și noi am participat la construcția acestei artificialități prin faptul că am încercat, vezi, Doamne, să ocupăm, ceea ce sigur nu e respectă adevărul istoric. În al doilea rând, afirmația despre România ne plasează și pe noi în grupa de țări vecine Ucrainei care au interese contrare Ucrainei sau care au avut în permanență interese contrare Ucrainei. Deci, acestea ar fi cele două elemente. Ucraina nu este un stat cu granițe naturale, dezvoltate, armonioase și așa mai departe. Și al doilea, că inclusiv România, pe lângă Polonia, Ungaria, Austro-Ungaria, toată istoria de 1000 de ani, în care țările, în afară de Rusia, evident, toate țările din jurul Ucrainei, de fapt, au fost inamici și sunt portretizați negativ. Cam acestea cred că sunt cele două mize și în relație cu România. Intrăm în acest club select al dușmanilor Ucrainei, ca să fiu ironic un pic, tocmai pentru a accentua și mai mult această precaritate a ideii de stat ucrainian. Pentru că asta este important pentru Putin să proiecteze în mentalul european, mai ales vest-european. Ucraina a fost și a rămas un stat cu granițe artificial create și, în plus, are și vecini care întotdeauna i-au dorit rău. Deci asta e imaginea pe care, imaginea pe care vrea să o proiecteze. Da. Și aici... Și atunci creează și o falie între ucraineni și cei care ar sprijini Ucraina în drumul ei european, adică vecinii ei din prima, de lângă frontieră, Polonia, România... Adică binomul franco-german nu trebuie să se încreadă nici în vecinii Ucrainei, nici în Ucraina, pentru că are probleme cu elita politică, dar în același timp
n-ar trebui să ne încredem nici în vecinii Ucrainei, pentru că avem foarte multe probleme bilaterale. Și aici, într-adevăr, domnul ministru Diaconescu are dreptate, adică Ucraina nu a vrut să învețe nimic din dosarul minorităților din România. Și ar fi avut foarte multe de învățat. Dar și, eu zic că, mă rog, o carte mai deschisă decât România în probleme de lecții învățate despre minoritățile naționale, nu cred că există. În primul, în al doilea rând, nu avem doar granițe comune, avem și o minoritate comună, minoritatea maghiară. Și deci Ucraina nu a fost niciodată deschisă, spun și eu foarte deschis așa, concluzia fiind a unor studii pe care le-am mai făcut pe relația bilaterală. Că nu a fost dispusă niciodată să învețe din dosarul minorităților cum a gestionat România acest dosar, tocmai pentru a intra în NATO și UE. Aici este și, deci este o mișcare cu bătaie foarte lungă, că, pentru că poate să prezinte un măr otrăvit de genul ăsta. Bă, ia vedeți că putem discuta legat de România, legat de ceea ce s-a întâmplat, dar aici altă chestiune care nu apare nicăieri. La ce se referă ca Bucovina de Nord? N-a fost niciodată în Imperiul Rusesc și deci la unire Bucovina, întreaga Bucovina, numai Nord, și-a exprimat intenția de a reveni la România din Imperiul Austriac. N-avea nicio legătură cum a fost Basarabia, de exemplu, care a venit, evident, din Imperiul Rusesc, s-a desprins de Imperiul Rusesc și și-a exprimat voința prin ceea ce s-a întâmplat pe 27 martie 1918 de unire cu România, cum au făcut și bucovinenii câteva luni mai târziu. Numai că bucovinenii veneau din Imperiul Austriac, nu veneau din Imperiul Rusesc. Deci n-au fost până atunci, până în, la tratatul, că vorbeați, domnule ministru, de acordul Ribbentrop-Molotov. În acel acord s-a ajuns la înțelegerea între cele două state totalitare, Germania nazistă și Rusia bolșevică, s-a ajuns la acest acord de reîmpărțire a sferelor în estul Europei după victoria Germaniei împotriva Franței, și atunci au spus cei doi dictatori, Stalin și Hitler, ne înțelegem, Germania nu e interesată de Basarabia și de zona asta, deci poate să fie luată de Rusia, în timp ce își prezervă interesele în alte sfere. Deci, iar atunci Stalin a spus ocupați și Bucovina, ceea ce nu făcea parte din acordul, exact, din tratatul Ribbentrop-Molotov, pentru că era vorba despre Basarabia. Ceea ce este, în opinia mea, absolut necesar de subliniat, este că, practic, președintele Putin nu caută adevărul istoric, caută instrumentalizarea la zi a istoriei. În al doilea rând, trebuie să știți un lucru. Administrația de la Moscova și reprezentanții diplomatici ai Federației Ruse nu blufează niciodată. Deci totul este o gândire, într-adevăr, în pași, care urmărește scopuri strategice, mă rog, pe termen scurt, mediu sau lung. Deci din această perspectivă, nu eroarea de fond este chestiunea care ar prevala în acest subiect. De fapt nici nu contează, nu? De fapt nici nu contează. Dau, și eu îmi permis să adaug aici un argument la ce spunea domnul profesor Degeratu. 1939-1940, Ribbentrop-Molotov se referă în scrisoarea domnului președinte Putin la Ucraina sovietică. Deci ei nu spun, el nu spune de Rusia, ci tocmai exact cum domnia sa spunea, este vorba de aceste frontiere incerte pe care uneori Ucraina le protejează oarecum abuziv, intrând în relații complicate cu vecinii, refuzând orice fel de dialog pe acest subiect, partea minorităților fiind de fapt elementul fundamental din perspectivă istorică, și catalogând întregul proces de dialog regional cu occidentalii, cu cei din vest, ca fiind o chestiune revanșardă, ca fiind o atitudine care până la urmă ar afecta chiar suveranitatea Ucrainei. Iată că la est însă s-a găsit un alt partener al Ucrainei care a rezolvat militar problema și lăsând politica și diplomația deoparte.
Da, este adevărat. Ba chiar le-a luat și o bucată din teritoriu Crimea fără niciun fel de altă discuție. Au apărut omuleții verzi și lucrurile s-au rezolvat. Este de asemenea o altă lecție pe care, mă rog, când încerc să mai invest pe unii care fac relații internaționale, încerc să fii cât mai clar din această perspectivă. Odată ce ți apare o problemă sau o criză la tine acasă, nu automat preocupările privind această criză sunt împărtășite de ceilalți. Chiar dacă sunt parteneri în Alianța Nord-Atlantică, mai ales chiar dacă sunt parteneri în Uniunea Europeană, chiar dacă fac parte din aceeași regiune. Trebuie, ce ți se pare extrem de explicit și clar, să prezinți, să ridici problema și eventual, dacă ai și un fundament care vine din trecut al unor tipuri de înțelegeri reciproce, deci dacă tu la un moment dat la problemele lor ai reacționat de o manieră deschisă, pozitivă, având împreună un orizont de așteptare în ceea ce privește soluțiile, șansele de a lămuri mai repede sunt mult mai mari. Tentația, și am văzut-o și la București, să mă ierte cei care au și condus statul, că până la urmă este o chestiune de profesionalism, tentația este că dacă eu am o evaluare aici în legătură cu un pericol, să zicem, care vine în zona Mării Negre, automat toate statele riverane la Marea Neagră vor împărtăși același element de preocupare. Pentru că nu e așa, geografic suntem poziționați față în față cu un exercițiu militar care depășește limitele numerice în ceea ce privește organizarea sa. Nu. Lucrurile nu stau așa. Motiv pentru care, atâta vreme cât nu ar exista un anume fundal de înțelegeri prealabile la nivelul Ministerului Apărării, ca să fiu mai clar, la nivelul Ministerilor de Externe, la nivelul instituțiilor care se ocupă până la urmă de apărarea suveranității naționale a oricărui stat, trebuie să o iei de la început. Chiar dacă realitatea din teren e una explicită, deci n-ai mai avea ce să prezinți. Nu e nimic dat de la sine, garantat exact. Pentru totdeauna. Dar aici a existat această preocupare, nu cu mult timp în urmă, pentru că a fost această construcție militară și concentrare de forțe extraordinare la granițele Ucrainei. Mulți s-au temut atunci că vom asista la un conflict direct, la o invazie din partea Federației Ruse în Ucraina. Până la urmă a fost anunțată o retragere a trupelor, dar nu toate trupele au fost retrase, ci cam o treime sau un sfert din ele. Restul se află în continuare în zonă. Iar acest articol a fost interpretat și în sensul că s-ar putea să asistăm la o nouă construcție militară în jurul Ucrainei, profitându-se și de acest exercițiu militar foarte amplu care va avea loc în zonă. Se poate anticipa și așa ceva, domnule De Gerardo? Da, eu nu merg pe o posibilă altă intervenție sau o tensionare militară evidentă în care Federația Rusă să folosească aceste trupe dincolo de granița comună. Nu cred în chestiunea aceasta. Eu cred că este mai mult un instrument de a pune presiune pe procesul acesta de implementare a acordurilor de la Minsk în sensul interesului Moscovei. Acesta ar fi obiectivul principal. Al doilea este ca să mențină interesul american pentru a discuta direct cu Moscova, pentru că s-a forțat și Vladimir Putin a reușit ca pe această creștere a mobilizării militare în regiune să aibă și un telefon, să aibă o discuție, să aibă și întâlnirea de la Geneva. Deci, cumva, Federația Rusă a folosit eficient acest aspect. În același timp, pe plan intern, da, era important să-și mobilizeze militar, pentru că exercițiul acesta Zapad de peste 110.000 de soldați care se face anual ridică mari probleme și pentru armata rusă de mobilizare și trupele rusești au și ele nevoie de mai mult timp decât în mod obișnuit să se mobilizeze și să efectueze toate etapele acestui exercițiu imens, care are de fapt la bază un scenariu de fapt de contraofensivă împotriva unei agresiuni externe. Deci sunt totuși mai multe obiective atinse prin acest, dar nu pun pe primul plan o posibilă acțiune militară în acest moment, nu în acest an.
din același material se vede aceeași concepție că Rusia e înconjurată de forțe ostile și că cineva își dorește să ocupe militar zone ale Federației Ruse. Această concepție de cetate asediată totuși nu există în acest moment niciun fel de realitate în aceasta, dar ideea este și scrisoarea spune cam același lucru. Cine apără Ucraina este de fapt Rusia. Noi vă putem oferi garanțiile pe care ceilalți nu vi le pot oferi. De ce insistă pe acest dușman, să spunem, ideologic, care este reprezentant de Occident, care neapărat nu face altceva decât să plănuiască cum să invadeze Rusia? Este mesajul standard care a fost transmis și în campaniile electorale. Să nu uităm că în septembrie vor fi alegeri parlamentare în Federația Rusă. Și este, de fapt, argumentul care îmbină mai multe elemente care sociologic au un anume tip de tracțiune în societatea rusă. Imperiul care totuși a existat, iar acum prin diversele conjurații de-a lungul timpului organizate de cei din vest s-a prăbușit. Chestiune de mândrie, de atitudine, faptul că URSS-ul a câștigat cel de-al doilea război mondial, mă rog, și după aceea a apărut un anume fenomen de nerecunoaștere a acestei situații, căderea zidului Berlinului iarăși pe baza unui complot al Occidentului. Și nu e așa, în acest moment, cu ce alt argument să te opui extinderii Alianței Nord-Atlantice în condițiile în care și state din propriul spațiu de referință, adică Georgia și Ucraina, încă din 2008 cochetau cu acest subiect, decât acela că, prin o astfel de decizie, NATO nu ar face decât să configureze și mai aproape pericolul de securitate înconjurând Federația Rusă. Este, se pare, un tip de mesaj care prinde însă în societatea rusă. Deci nu este doar o simplă dimensiune, vector politic de exprimare. În egală măsură, într-un stat cu probleme economice destul de complicate, cum este Federația Rusă, este nevoie de resurse financiare foarte serioase pentru proiecția militară la distanță. E nevoie de resurse financiare foarte serioase pentru construirea rachetei hipersonice. Ori din această perspectivă, trebuie să dai totuși opinii publice un anume tip de argument. Iar acest argument este faptul că, practic, Federația Rusă se află într-un conflict încă nedeclarat, dar evident, iminent în orice moment, în care în mod clar agresorul este Alianța Nord-Atlantică, motiv pentru care trebuie să strângem cureaua și să ne pregătim pentru o astfel de situație. Că tot vorbeam de racheta hipersonică, este o componentă militară care a fost anunțată a fi necesară pentru dotarea armatei ruse încă, dacă nu mă înșel, din 2018. Argumentul fiind exact pe același palier, pentru că la un moment dat elementele Aegis, mă rog, scutul antirachetă din România și Polonia, cele două sisteme, ar putea fi dotate cu rachete ofensive Tomahawk cu cap nuclear. Deci, facem acum un anume tip de proiect, îl ducem la bun sfârșit, un proiect militar care încalcă practic toate tratatele de neproliferare, pentru că la un moment dat este posibil, chiar dacă din punct de vedere tehnic nu se poate așa ceva, ca o serie de instalații defensive în acest moment, sigur, montate, este vechea să devină, acuză pe care aduce instalații de la Deveser. Da, să devină vector de atac împotriva Federației. Schimbă cu ceva perspectiva și are vreo influență legată de acest articol pe care l-a publicat președintele Rusiei și evoluția din Republica Moldova legată de această victorie categorică a unor forțe care vor să îndrepte Moldova în mod clar și nu declarativ către Uniunea Europeană, către Occident? Nu văd așa o relație directă imediat pe această chestiune. Eu cred că Moldova, sigur, adică Moscova va da un feedback Vladimir Putin cu siguranță în momentul în care se clarifică și configurația guvernului și toată
zicem, perspectiva pe 4 ani, să zicem, în Moldova, eu cred că va da un feedback special numai pe Republica Moldova. Și asta este o întrebare. Ar trebui să ne întrebăm și să ne pregătim cumva și mental și mediatic și la nivel de analiză, dezbatere, cam care va fi poziția. Dar părerea mea este că Moscova are într-o fază destul de avansată o poziție vis-a-vis de Moldova, dar subiectul Ucraina domină și va domina probabil până în toamnă toată această, să zicem, agendă moscovită. Sunt prea multe mize economice în joc. Este miza relansării relațiilor ruso-americane și atunci sigur că Moldova rămâne undeva la un nivel secundar sau terțiar în această privință. Dar la fel nu putem exclude o anumită criză care poate să apară din senin în relațiile ruso-moldovenești dintr-o, să zicem, cascadorie socialistă a lui Dodon sau din alte asemenea cascadorii politice. Adică e foarte posibil ca Moscova să se trezească cu o surpriză datorită unui factor politic intern din Moldova, nu neapărat pentru că se pregătește ceva la Moscova. Deci trebuie să vedem lucrurile cumva pe o hartă mai largă și să... Adică cred că Moscova nu prea e fericită să aibă vreo criză generată de promoscoviții de la Chișinău. Nu cred că în acest moment iar mai plăcea să mai aibă încă ceva pe meniul acesta, chiar e greu de digerat cu europenii și cu americani. Deci cumva ar dori să fie și socialiștii moldoveni să nu se agite prea tare și să nu deranjeze Moscova câtă vreme e focalizată pe subiectele mari cu spațiul euroatlantic și transatlantic. De asta spun că în mod normal, scenariul normal, standard ar fi să nu existe decât într-un interes de nivel 2 sau 3, dar nu putem exclude o criză locală în care Moscova să fie de fapt atrasă și ea fără să vrea. Acolo, deci ce a surprins în alegerile din Republica Moldova a fost distanța foarte mare, victoria foarte categorică. Probabil că nimeni nu s-a așteptat să fie atât de categorică victoria Maiei Sandu și a partidului pe care l-a înființat. Și pentru că altfel joci când ai o posibilitate de a manevra diversi parlamentari, cum s-a întâmplat de atâtea ori, care au trecut dintr-o parte în alta, când distanța este mică dintre un bloc și altul, dintre cele două orientări, una pro-europeană, una pro-rusească, dar acum cu 62 de deputați cât are PAS-ul, chiar dacă poți să zici mai ei tragi 1-2, diferența este foarte mare și din contră s-ar putea din altă parte să mai adune cei care sunt la putere, că așa se întâmplă de obicei, oamenii vin spre putere. Și atunci nu mai poți să mai obstrucționezi în niciun fel și rămâne o politică care poate fi pusă în aplicare. Deci aici, într-adevăr, este un element de surpriză și s-ar putea să genereze niște reacții. Acum rămâne de văzut în ce fel. Într-adevăr, Ucraina, spuneați, este importantă, dar și Moldova este importantă, că poate furniza, cât e de mică, poate furniza exemple Ucraine. Da, și eu sunt de acord că foarte sus pe agenda acum este Ucraina. Și de o parte și de alta. Și la est și la vest. Dar, sigur, ar trebui urmărită cu foarte mare atenție la București care va fi reacția Moscovei. De ce? Pentru că cei care nu neapărat au fost sprijiniți formal de Moscova, dar care s-au erijat ca fiind legitimați de Federația Rusă, practic, adică Dodon și Voronin, practic sunt epuizați politic. Deci nu mai reprezintă, probabil că aceasta a fost ultima redută pe care au reușit să o piardă glorios, motiv pentru care sunt convins că Moscova se va orienta spre alt tip de paradigmă. Care va fi aceea, rămâne de văzut. Ar trebui să fim însă extrem de interesați, pentru că orice convulsie care intră în zona unei crize de securitate și stabilitate în regiune ne implică automat, că dorim sau nu dorim. Deci din această perspectivă, aici, lucrând foarte aproape cu Chișinăul,
Trebuie să vedem cum Maia Sandu și partidul ei, care da, o majoritate absolută în Parlament, nu o majoritate constituțională, dar, dar nici nu sunt departe de acest lucru, pot face practic orice din punct de vedere politic. Linia lor anunțată este una care cred că în acest moment este acceptabilă la vest sigur, dar oarecum și la est. Dacă ar fi să ne gândim la experiența Plahotniuc, este cea legată de justiție, stat de drept, deci apropierea de Europa prin aceste măsuri. Prin reforme. Prin reforme. Ei se feresc de mesajul geostrategic. Se feresc de acest lucru. Da, nu l-au folosit pentru că nu era productiv. Exact. Deci acest joc între blocuri, Republica Moldova nu e de mărimea Ucrainei. Va fi probabil una din prioritățile președinției Maia Sandu și a partidului PAS. Dar pe de altă parte este de văzut dacă vor fi lăsați în pace. Sunt convins că europenii, profitând de această deschidere, mai ales din punct de vedere financiar, vor încerca să intervină. Acum se discută agenda europeană cu cei de la Chișinău. Aici ar trebui să fim și noi mult mai implicați. 660 de milioane de euro așteaptă din partea Uniunii Europene ajutor de sprijin pentru investiții, relații economice, etc. Deci proiectele așteaptă. Bun. Care va fi replica dinspre est? Să mergem pe ideea că nu va exista nicio replică și că lucrurile vor decurge natural în ceea ce privește apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este o glumă. Adică eu nu cred așa ceva. Cum, în ce fel, în ce ordine de priorități față de Ucraina, într-adevăr, Federația Rusă nu va avea interesul să deschide mai multe fronturi. Ucraina este tema fundamentală, rămâne de văzut. Dar în momentul în care, într-o formă sau alta, în mentalul occidentalilor, în relația cu Federația Rusă, Ucraina s-a stabilizat, în acel moment s-ar putea să apară și un alt subiect. Pentru că este Moldova plasată, din punct de vedere strategic, în una din cele mai complicate zone, inclusiv pentru Ucraina, nu numai pentru Federația Rusă. Exact, una dintre cele mai complicate zone și care face parte dintr-un lanț de zone complicate, dacă o luăm din Caucaz, Georgia, Nagorno-Karabakh, Ucraina, Estul Ucrainei, Donbass, Crimea și mergem spre Odessa, Moldova și Transnistria. Și gurile Dunării. Transnistria, unde din nou sunt trupele militare acolo rusești. Dar până acum n-am avut posibilitatea. Vă rog. E foarte important ce a spus domnul Studiaconescu mai devreme, că noi trebuie să înțelegem că Federația Rusă evident va avea, chiar pe acest factor, pe această factor surpriză al alegerilor din Moldova, evident are într-o formă avansată o strategie chiar alternativă pentru Moldova, conform configurației politice. Deci va exista probabil și o strategie laterală pe lângă cea principală, pentru că sunt buni jucători de șah. Și atunci sigur că au mai multe strategii să mizeze pe mai mulți pioni de pe tabla de șah din Moldova. Dar e foarte important să înțelegem de ce totuși trebuie să ne uităm corelat, adică și la poziția Moscovei în Ucraina și poziția Moscovei în Moldova. Pentru că și asta e o tradiție diplomatică rusească, poate să o confirme domnul ministru, că dacă Rusia reușește să creeze anumite elemente de precedent în Ucraina, cu siguranță ele vor fi folosite sau vor fi dezvoltate în aceeași logică și pentru Moldova. Deci este foarte important ce se întâmplă în Ucraina pentru a înțelege de fapt care ar putea să fie strategia pe Moldova. Deci, cu siguranță, dacă vor fi făcuți anumiți pași vis-a-vis de acordurile de la Minsk și vis-a-vis de problema minorităților, a teritoriilor ocupate și așa mai departe, ele vor avea relevanță în strategia viitoare a Federației Ruse și pentru Moldova. Asta vreau să intervin. Mulțumesc foarte mult! Este o discuție în continuare și cred că ceea ce se deschide ca perspectivă și pentru România este că va avea pentru prima dată un partener foarte deschis și cu care va putea coopera. Pentru că până acum diversele guvernări, fie că au fost socialiste sau colorate pro-europene, de fapt au blocat foarte mult în ceea ce a însemnat cooperarea directă. Deși poate la nivel declarativ erau alte spusele, dar în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte chiar de integrare, să spunem, pentru că aici cred că România poate să dezvolte o strategie față de Republica Moldova în ceea ce înseamnă
cooperarea, integrarea economică a celor două state, inclusiv proiecte de transport, autostrăzi, căi ferate, energetice și așa mai departe, lucruri care au fost spuse de foarte mulți ani, dar în care nu s-a avansat decât foarte puțin, dacă ne referim la gazoductul Iași-Ungheni, care nici acum nu își îndeplinește pe deplin funcția. Da. Este absolut adevărat. În al doilea rând, nu e normal ca în condiții în care există o disponibilitate politică serioasă, cel puțin după cum arată rezultatul votului în Republica Moldova, pentru apropiere de Uniunea Europeană, România, stat membru al Uniunii Europene, cu interese majore în legătură cu Republica Moldova, care vin din trecut, nu neapărat pentru că le-am inventat noi acum, să nu fie practic avangarda Uniunii Europene din această perspectivă. Ucraina nu are nici în Polonia un stat atât de apropiat, identitar, cum suntem în România și Republica Moldova. Deci ar fi straniu ca Bucureștiul din această perspectivă să n-aibă un plan strategic care în special să meargă spre zona economică. Deci exact cum spuneți, nu știu, în afară de Banca Transilvania și o televiziune, altceva, noi în Republica Moldova n-am reușit să creăm. Dacă și au avut probleme destule acolo. Exact. Deci nu se poate. Simple declarații și o retorică într-un fel sau alta, la un moment dat poate fi preluată chiar de inamic și transformată într-o alt gen de politică. Deci din această perspectivă situația este cât se poate de complicată, dar nu avem nicio scuză dacă lipsim de la masa negocierii. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această întâlnire. Istoria încă o dată arată cât de importantă este istoria și cât de mult este folosită în tot ceea ce înseamnă politică, diplomație sau justificarea unor strategii care se pun la cale. Avem exemplele evident și asta arată încă o dată cât de important este să ne cunoaștem propria istorie așa cum a fost, pentru a putea să ne ferim de capcanele istoriei care vin întotdeauna din politică și din instrumentalizarea istoriei ca instrument de politică și de influență. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Diaconescu, foarte mult, domnule profesor Claudiu Degeratu, și vă aștept în continuare. Citiți istoria pentru a înțelege ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și ceea ce se va întâmpla dacă putem merge și lua istoria, revista Istoria, dacă nu, mergeți pe site-ul nostru, pentru că veți găsi întotdeauna istoria așa cum a fost. Toate cele bune, la revedere, mulțumesc tuturor!